Un atelier de tratamente termice pentru metale din Băicoi ars în această dimineață aproape în totalitate. Acesta funcționa într-o hală de 1000 de metri pătrați. Flăcările au distrus utilajele și echipamentele aflate acolo. În momentul izbucnirii incendiului, 3 oameni se aflau înăuntru. Aceștia au reușit să iasă la timp fără a se răni. Pompierii din Câmpina au intervenit cu 3 auto speciale de lucru cu apă pentru a lichida focul. La instalații electrice, undeva într-o hală. Nu au fost probleme deosebite. Detașamentul de pompieri Câmpina s-a deplasat cu 3 auto speciale pentru stingerea incendiului. Ceva probleme datorită instalației electrice care era încă sub tensiune la susținerea echipajului. Din primele cercetări se pare că incendiul ar fi pornit de la un scurt circuit electric produs la un cablu defect sau neizolat corespunzător. Nu se știe dacă firma avea asigurat imobilul, întrucât aparține unei companii care are sediul în Olanda.